Tănase? Prezent. Ghiță? Prezent. Suine? Prezent. Peste 30 de elevi giurgiuveni din mai multe licee au răspuns inițiativei deputatului Florian Nicolae de a se pregăti gratuit în vederea susținerii examenului de bacalaureat. Aseară, într-una din sălile din imediata apropiere a cabinetului de parlamentar, situat în strada Tineretului, a avut loc prima ședință de pregătire la limba română, care a constat în principal dintr-un test dat elevilor spre a se urmări nivelul de la care trebuie începute orele de meditație. Atât la limba română cât și la matematică, par a fi multe lucruri de pus la punct, iar sala pusă la dispoziție de parlamentarul giurgiuvean rezolvă o parte a necesităților elevilor. Principal, eu am probleme cu funcțiile la matematică. Sper ca pe viitor să refac, să fie tot bine. Care crezi că sunt șansele venind aici ca bacalaureatul să fie unul nițel mai ușor? Șansele sunt mai ridicate, ținând cont că vom face pregătire. Am să te rog să ne spui de la ce liceu vii. De la liceul Nicolae Cartojan. Ce crezi că va reprezenta această perioadă de pregătire pentru tine? Ceva important pentru viața mea. În viitor, mai bun. În ceea ce privește pregătirea la limba română a viitorilor candidați la examenul de bacalaureat, profesoara Alina Meclea a precizat că se vor desfășura ședințe într-un ritm susținut de 2-3 ori pe săptămână până la începutul examenului. Situația nu este tocmai roz în momentul de față și examenul de bacalaureat este foarte aproape. Deci e nevoie de foarte multă muncă, într-un timp relativ scurt, zic eu. Dar se poate. Rezultatele pot fi obținute în timp util, cred, în momentul de față. Inițiativa generoasă a deputatului Florian Nicolae prinde contur, dar aceasta ar putea fi sprijinită de mai multe cadre didactice care, printr-o acțiune de voluntariat, să sprijine elevii giurgiuveni. De altfel, acest lucru și-l dorește inițiatorul meditațiilor gratuite pentru viitorii candidați ai examenului ce bate la ușă.